Hai să gătim crumble cu piersici, foarte repede. Taie frumos piersicii cum arăt eu. Adaugă zahărul brun, sucul lămâiei, sarea, scorțișoara și amestecă atent, ca să nu strici forma piersicilor. Amestecă făina cu zahăr și scorțișoară. Adaugă untul rece și repetă mișcările mele. Trebuie să obții astfel de firimituri. Aranjează piersicii în forma de copt, deasupra toarnă aluatul fărâmicios și pune la cuptor. E atât de ușor și foarte gustos! Scrie în comentarii ce fructe sau pomușoare ai folosit în loc de piersici.